Eu citesc. Tu citești? Astăzi am ales să citesc un fragment din una dintre cărțile mele preferate, Războiul care mi-a salvat viața, scrisă de Kimberly Brubacle Bradley. Până atunci, până în acea dimineață, uitasem de bombardamente. Urmau să fie la Londra, se spunea, nu aici, acasă la domnișoara Smith, dar chiar și așa uitasem de ele. N-ai crede niciodată că poți uita de lucruri ca bombele. Sentimentul acela apăsător mi-a strâns din nou stomacul. Ce înseamnă că acum suntem în stare de război? Am întrebat. Nu eram deja? De asta suntem aici. Guvernul a evacuat orașele din timp, mi-a explicat domnișoara Smith. Știau că venea războiul, dar nu știau când o să înceapă. Dacă știau că venea, puteau să-l oprească, am zis. Domnișoara Smith a clătinat din cap. Nu-l poți opri pe Hitler fără luptă. Nu te îngrijora, Ada. O să treceți cu bine peste asta, iar mama ta o să treacă și ea cu bine și sunt sigură că în curând vă veți putea întoarce acasă. A spus-o cu un zâmbet de fațadă și mi-am dat seama că mințea. N-am înțeles de ce. Trebuia să mintă. Sper că nu, am zis pe negândite. Mi-am înghițit vorbele. Prefer să fiu aici. Domnișoara Smith a părut surprinsă, a dat să spună ceva, dar până să deschidă gura, Jamie a început să plângă. Vreau acasă, a zis el, nu vreau război, nu vreau bombe, mi-e frică, vreau acasă. Domnișoara Smith a oftat, a scos batista și a șters lacrimile și mucii de pe față. Pe noi nu ne întreabă ce vrem, a zis ea, haideți să mâncăm ceva. După ce am mâncat, domnișoara Smith s-a așezat lângă radio. Părea rece și nefericită. Domnișoară, au început deja să bombardeze? A clătinat din cap. Încă nu. Au sunat sirenele la Londra, dar a fost numai un exercițiu. M-am așezat pe brațul fotoliului ei. La radio, o voce vorbea monoton. Domnișoară, ce sunt ăia vânători? S-a uitat la mine de parcă luase somnul. Poftim? Am repetat întrebarea. A zis că trăiți de pe urma vânzării vânătorilor lui Becky. Știam ce însemna să vinzi lucruri. La noi pe stradă aveam o prăvălie de amaneci și când nu era de lucru la docuri, femeile duceau lucruri acolo. Vânătorii sunt un fel de cai foarte scumpi, a zis domnișoara Smith. Becky a avut doi. Putem mânca mai puțin, Jamie și cu mine, am zis. Suntem obișnuiți. Privirea domnișoarei Smith a devenit ascuțită. Nici vorbă, a zis ea cu o voce tăioasă care m-a făcut să înghit în sec. Nu vă bateți voi capul cu asta. O să mă descurc sau să ne ajute Lady Thornton. Veți fi îngrijiți. Putem numai... Nu-ți bate capul, a zis ea. E o zi minunată. Ce-ar fi să te duci să te joci afară? Jamie ieșise deja. Am încuvințat, mi-am luat cârjele și am plecat. Un tișor păștea departe în celălalt capăt al pajiștii. Un tișor, l-am strigat trecând un picioarele peste zidul pășunii. A ridicat capul, dar n-a venit la mine. M-am întins pe spate. Câmpul era fascinant. Iarbă, praf, flori. M-am întors pe burtă și am bătut iarba cu palma, am adulmecat-o, am smuls-o din pământ. M-am împins înainte ca să examinez o floare albă. În cele din urmă am simțit o răsuflare pe ceafă. M-am rostogolit râzând, așteptându-mă să fie Jamie, dar era un tișor. Mi-a mirosit părul, apoi a pășit într-o parte păscând. I-am urmărit mișcarea picioarelor, m-am uitat cum alunga muștele cu coada. Soarele era sus pe cer și pe urma a coborât. Aerul a devenit răcoros. Cina, a strigat domnișoara Smith din casă. Când am intrat, mi-a aruncat o privire. Te-ai tăvălit prin praf? N-am înțeles ce voia să spună. Nu contează, a zis ea, nu te uita așa de vinovată, se spală. Iar baie, a strigat Jamie. Stați jos și mâncați, a spus domnișoara Smith. Da, facem baie din nou. Băgați-vă în cap că o să faceți baie în fiecare seară cât stați aici. În fiecare seară? Tăvălită sau nu prin praf, nu fusesem atât de curată niciodată în viața mea. Nu mă deranjează că vă murdăriți, a zis domnișoara Smith, dar nu vreau țărână pe cearșafuri. Jamie și cu mine ne-am uitat în toate părțile. Existau o mulțime de cuvinte pe care nu le știam. Și se vedea clar că o deranja faptul că ne murdăream, chiar și numai un pic. Domnișoară, am îndrăznit în cele din urmă, ce sunt cearșafurile? Cearșafurile erau pădurile cele albe și subțiri de pe pat. La cină trebuia să mâncăm supă care se servea în castroane. Trebuia să o bem cu lingura și nu direct din castron, ceea ce însemna multă muncă. Dar mie mi-era foame, iar supa era sărată și avea în ea bucăți de carne, așa că am făcut cum mi s-a spus. Jamie n-a vrut să mănânce.
Dacă vrei să te culci flămând, n-ai decât, i-a spus domnișoara Smith. N-am făcut decât supă și numai supă avem de mâncare. Era o minciună, știam. Avea în cămară tot felul de mâncare, dar Jamie se mai culcase flămând. Nu murea din asta. Noaptea a plâns în pernă, iar dimineața iar a făcut în pat. Vreau acasă, a zis. Vreau să mă întâlnesc cu Billy White. Vreau să fie la fel ca întotdeauna. Vreau să mă întorc acasă. Eu nu voiam, nici gând. Fugisem odată și aș fi fugit din nou.